Bună seara, sunt Lucia Dincă și vă prezint știrile STV. Urmărim principalele titluri ale acestei ediții. Spitalul din Sâncolaul Mare, victima politicii duse de Ministerul Sănătății. După ce a fost renovat și au fost aduși noi medici ca să trateze pacienții, spitalul din Sâncolaul Mare ajunge în pragul falimentului din cauza noilor condiții de finanțare impuse de Ministerul Sănătății. Sâncolaul Mare în curs de modernizare. Din fonduri accesate de la Uniunea Europeană, multe străzi din oraș au fost reabilitate și modernizate. Bolnavii internați în secția de contagioase a Spitalului Orășenesc Sâncolaul Mare au avut parte și anul acesta de bucurii în preajma sărbătorilor. Și asta pentru că, deși sunt imobilizați la pat, s-au putut bucura și ei de frumoasele colinde ce se cântă în această perioadă a bucuriei. Elevii ai Școlii Generale numărul 2 Nestor Oprean, îndrumați de profesoara de religie, au adus pentru câteva minute zâmbete pe chipurile celor internați. Fericiți de colinde au fost bolnavii internați în această perioadă, în această instituție, dar și tinerii care nu se află la prima experiență de acest gen. Întâlnirea a fost mai mult decât emoționantă, pentru că bătrânii noștri, odată tineri în putere, acum sunt legați de un pat, un pat de spital, unde suferința este mare. Nu putem să-i lăsăm. Să-i uităm. Nu putem să facem lucrul acesta. Și copiii mei au venit, cu drag au venit. Am făcut pachetele, le-am dus fructe, pentru că am făcut cu tot dragul și copiii au venit cu un drag și au colindat în spital, iar bătrânii, credeți-mă, am văzut și lacrimi. A fost un moment mai mult decât emoționant. Vizita elevilor la secția de contagioase a fost posibilă doar datorită implicării profesorilor de religie. Tremurul din vocea lor, bucuria cu care ne-au întâmpinat, copiii când i-au văzut, a fost ceva deosebit, pentru că ne-am dat seama că poate că nu neapărat colinda sau ceea ce noi am dus, dar prezența noastră i-a mângâiat. Și asta este un lucru extraordinar pentru noi și pentru copii. Și anul acesta elevii nu au fost prezenți cu mâinile goale. Cadourile pregătite cu ocazia sărbătorilor de iarnă au fost înmânate chiar de ei. Răsunetul colindelor și vizita elevilor pentru câteva clipe a schimbat atmosfera din spital, chiar și salariații unității medicale întrerupând activitatea pentru a se bucura împreună cu bolnavii de spiritul Crăciunului.
În preajma sărbătorilor de iarnă, Biserica Ortodoxă Română din Sfântul Nicolaul Mare împreună cu enoriașii au făcut donații pentru a ajuta familiile nevoiașe din oraș. Anunțul pentru adunarea de produse a fost demarat de mai bine de câteva săptămâni în acțiunea social-filantropică numită Săptămâna Milei Creștine, iar în urmă cu câteva zile, părintele Călin Cioban împreună cu Comitetul Parohial Sfântul Nicolae s-au deplasat la familiile nevoiașe, copiii internați la secția de pediatrie din Spitalul Orășenesc și bătrânii de la secția de cronici. Biserica Ortodoxă Română, în preajma sărbătorilor de iarnă, încearcă cât mai mult să ajute, iar sfintele sărbători să fie întâmpinate așa cum se cuvine în toate casele de creștini. Comitetul Parohial Sfânt Ierarh Nicolae al parohiei noastre adunăm cu ajutorul credincioșilor din parohie ajutoare. Și din aceste ajutoare pe care noi le adunăm, încercăm să venim în sufletul și să aducem în sufletul acestor oameni bunătatea, blândețea și dragostea lui Dumnezeu, pentru că știm foarte bine că acești oameni, acești copii care sunt internați aici în spital și acești bolnavi care sunt internați de multă vreme în spitalul de cronici, sunt oameni poate că de multe ori nimănui și am făcut acest minim de efort, pot spune, în care să venim și să-L aducem, nu numai pe Hristos, ci să aducem un dar de suflet din partea noastră, pentru că așa cum noi simțim că se apropie Sfintele Sărbători ale Nașterii Mântuitorului, și ei să simtă că Nașterea Mântuitorului se apropie, și ei să simtă că o bucată de cozonac o primesc, și ei să simtă că o banană, o portocală sau o ciocolată, așa cum obișnuim noi, fiecare în casele noastre, să le punem pe masă. Sigur, din puțin am încercat să facem și noi un dar și din acest dar dumnezeiesc vrem să îl împărtășim și cu ei. Dar din dar se face rai, se spune într-un vechi proverb românesc, și ne-am făcut puțin. Dumnezeu să facă mult, dar întâi de toate Dumnezeu să le dea sănătate, să le dea putere, pentru că acești oameni care sunt internați aici pot să ne fie bunicii noștri, pot să ne fie părinții noștri. Și de aceea am înclinat de data aceasta balanța și către acest loc, pentru că am fost de nenumărate ori aici și am auzit spunându-mi se de suferințele și de problemele, fie sufletești, fie trupești, pe care ei le au. Și de aceea, împreună cu Comitetul Parohial, am ținut să venim aici și să ajutăm și să aducem ceva, un dar de suflet pentru acești oameni și acești copii în suferință. Aceste proiecte nu sunt la prima inițiativă. An de an, la fiecare post, părintele Călin Cioban, împreună cu Comitetul Parohial și credincioșii parohiei, săvârșesc astfel de fapte. Crăciunul marchează nașterea Mântuitorului și este sărbătorită de către creștinii din întreaga lume pe fiecare an pe data de 25 decembrie. Acest moment marchează nașterea trupească a Mântuitorului nostru Iisus Hristos și prima sărbătoare creștină a Mântuitorului. Mai multe despre acest subiect urmează în emisiunea Sfânt Nicolaul Azi. Pentru că au fost cuminți, milioane de copii din întreaga lume așteaptă să primească jucăriile mult dorite de la moșul cu barba albă în noaptea de Crăciun. Păpuși, mașini, Lego-uri, roboți, toate le bucură inimile celor micuți, dar în același timp îi și pot răni. Fie că au părți care se pot dezmembra ușor, fie că au în componență substanțe iritante, unele jucării pot pune în pericol viața copilului dumneavoastră. Febra cumpărăturilor a început deja. Părinții spun că sunt atenți la ceea ce se cumpără. Credeți că ați cumpărat jucării adecvate copiilor? Da, la 3 ani jumate zic că da. Îi place să facă deja puzzle-uri și creionul fermecat și... Credeți că sunt toate jucăriile adecvate copiilor? Păi sunt multe care sunt periculoase, nu? Care au da. Să rupe și plastic și de toate. Deși atenți la ceea ce cumpără, anual spitalele sunt asaltate de incidente cauzate de jucăriile venite de la Moș Crăciun, care nu sunt corespunzătoare vârstei. În perioada sărbătorilor este bine de reținut faptul că jucăriile pot avea și efecte nocive în lipsa unei supravegheri atente din partea părinților și bunicilor. Există jucării ale căror componente pot fi înghițite de copii, dar și aspirate în căile respiratorii, fapt
ce are urmări grave. Dacă se constată acest lucru, părinții și bunicii trebuie să se prezinte în cel mai scurt timp obligatoriu la spital, a declarat Mihaela Lungu, medic primar pediatru Spitalul Orășenesc Nicolaul Mare pentru STV. Toate jucăriile trebuie însoțite de o etichetă de produs. Eticheta trebuie să fie în limba română, să conțină principalele elemente de informare, denumirea produsului, importatorul, producătorul, precum și adresa acestuia. Spitalul Orășenesc din Nicolaul Mare se confruntă de câteva luni cu probleme financiare. În ciuda crizei generalizate din sănătate, în ultimii ani, Spitalul din Nicolaul Mare a avut o evoluție constantă cu creșterea calității actului medical și o diversificare a serviciilor medicale oferite. Conducerea spitalului și primăria orașului au făcut eforturi uriașe pentru obținerea de fonduri europene, pentru achiziționarea de aparatură medicală și atragerea de noi medici, însă toate acestea sunt compromise de tăierea nejustificată a fondurilor care trebuiau să vină de la Ministerul Sănătății. Încă din 2013, contractul cu Casa de Sănătate a fost dezavantajos pentru spitalele mici ca cel din Nicolaul Mare, dar noile condiții fac aproape imposibilă funcționarea unității spitalicești începând cu luna octombrie. Problema asta a început să apară din vara acestui an, când a fost diminuat drastic bugetul Spitalului Nicolaul Mare față de anii anteriori și sigur că am profitat de vizita președintelui Blaga la Nicolaul Mare, în sensul în care i-am înaintat un memoriu și sperăm să primim o mână de ajutor din partea lor pentru a funcționa Spitalul din Nicolaul Mare în condiții foarte bune. Spitalul din Nicolaul Mare deservește nu numai pe cei din Nicolaul, ci întreaga zonă. S-au făcut investiții foarte mari în Spitalul din Nicolaul Mare din bugetul local. Noi toți plătim sănătatea mai nou pe lângă partea de salarizare și la contractele închiriere și la contracte de arendare și așa mai departe și mie mi se pare corect și normal ca să primim banii măcar pentru salarii, medicamente și utilități, pentru că amenajările, reparațiile deja am început să le facem din bugetul local. De aceea vă spun că ne punem mari speranțe ca să primim o mână de ajutor pentru ca să redresăm situația spitalului, mai ales că ar fi păcat acum, după ce am investit peste 1,5 milioane de euro din fonduri europene în amenajarea spitalului, după ce am adus o grămadă de medici noi, pe care noi am avut în anii anteriori ca specialiști în interiorul spitalului, să nu ne trezim în imposibilitatea de a funcționa în continuare, în condițiile în care noi considerăm că administrația locală și-a făcut datoria și problema este la Ministerul Sănătății și la Guvern, care ar trebui să aloce banii, măcar ca în anii anteriori. Chiar dacă în anii anteriori am fost în plină criză, totuși am avut bani și am reușit să funcționăm cu spitalul. Doar în primul semestru din anul 2014, Spitalul din Nicolaul Mare a deservit aproape 10.000 de pacienți, dintre care 2.923 au fost și internați. În aceeași perioadă s-au efectuat peste 300 de operații și 117 nașteri. Față de anul trecut, transferurile către spitalele superioare au scăzut, ceea ce înseamnă că medicii din Nicolaul Mare au îmbunătățit calitatea și complexitatea actului medical, iar pacienții care se adresează unității spitalicești din oraș nostru nu mai sunt nevoiți să facă drumuri până la Timișoara, unde spitalele sunt deja supraaglomerate, iar medicii sunt depășiți de situație. Poate să existe riscul ca unii medici să plece, având în vedere că, de exemplu, din vară medicii nu și-au mai primit acele etichete de masă și sigur că o situație incertă la spital îl face pe fiecare dintre cei care lucrează acolo să se gândească să meargă să lucreze într-un loc mai sigur. Eu sper să nu se întâmple acest lucru și îmi doresc ca medicii să rămână în continuare la Nicolaul Mare. În ceea ce privește închiderea spitalului, nu cred că va fi situația. Atâta timp cât eu sunt primar cu Consiliul Local, vom face toate eforturile ca spitalul să nu se închidă. Dar îmi doresc foarte mult ca banii necesari funcționării spitalului să vină de la minister, pentru că noi acolo plătim sănătatea și nu din impozite și taxe locale să întreținem noi spitalul și de fapt alții care încasează banii de sănătate se cheltuie în alte direcții. Conform contractului 2014-2015, finanțarea unității spitalicești din Nicolaul Mare scade, deși se știe situația reală din spital, respectiv faptul că sunt internați lunar peste 400 de pacienți. Din păcate însă se primesc banii doar pentru 225 de pacienți.
Marile proiecte europene inițiate de mai bine de 2 ani de zile în localitatea noastră încep încet, dar sigur, să schimbe imaginea orașului Sân Nicolaul Mare. Dacă în urmă cu un an de zile orașul nostru arăta ca un șantier în care cizmele de cauciuc erau la modă, astăzi ne putem mândri de străzi complet amenajate. Lucrările au fost anevoioase datorită a două proiecte mari ce au fost puse în practică în paralel. Menționăm aici proiectul de reabilitare conducte de apă și canal și celălalt proiect de reabilitare a zonelor de trotuare, podețe și apă pluvială. Când au început lucrările de reabilitare a infrastructurii urbane, orașul Sân Nicolaul Mare era un adevărat șantier. Anul 2014 a fost un an plin, lucrări ample au fost continuate. Se mai lucrează pe aici, pe acolo, pe străzi, la diverse branșamente, legături cu rețeaua principală. În rest, acum, pe timpul iernii, s-au sistat lucrările. Deci în cursul zilelor până la Crăciun se vor finaliza în mare parte să arate orașul cât de cât să fie pregătit pentru sărbători, urmând din ianuarie, dacă vremea ne permite, să reluăm activitățile în cadrul proiectului. Al doilea proiect este proiectul de drumuri și trotuare, acel proiect care tot povestim de el. Pot să spun că acest proiect este finalizat în proporție de 83-85%. Mai avem de lucru la trotuarele prinse pe lotul 2, lotul abandonat de confort și licitat de grup DCM. Tot la fel, acum pe perioada de iarnă s-au dat sistări la lucrări. Ce se mai lucrează? Se lucrează pentru finalizare și aducerea la un stadiu cât de cât decent pentru sărbătorile de Crăciun. S-au finalizat accente sever Comloșului Comorii de asfaltat, inclusiv stratul de uzură. Strada Popa Șapcă este și ea asfaltată. Pe de altă parte, primăria are pe masa de lucru și alte proiecte începute ce privesc dezvoltarea localității Sân Nicolaul Mare. Unul dintre acestea este un fond european ce privește clădirile școlilor din oraș. Am început reabilitarea a 3 școli, liceul tehnologic Cristofor Naco, liceul teoretic Ioan Jebeleanu și școala gimnazială numărul 1 Teodor Bucurescu. La liceul Cristofor Naco s-au finalizat lucrările la acoperiș, urmează în primăvară să înceapă cu reabilitarea fațadei și curtea interioară, lateralele și partea de către drum. La liceul Ioan Jebeleanu s-a finalizat o parte, urmând în primăvară să înceapă din nou celelalte, s-au înlocuit geamuri termopan, s-a izolat din punct de vedere termic, mai tencuiala decorativă care nu se poate aplica acum pe sezonul rece. La școala gimnazială numărul 1 Teodor Bucurescu, lucrările se apropă de finalizare la acoperiș, urmând să vedem cum vom continua aceste lucrări, având în vedere că turnul este într-o stare avansată de degradare. Au fost ceva lucrări începute cu ani în urmă care au fost abandonate, s-au umblat la structura de rezistență a turnului. Acum am apelat la un proiectant pentru realizarea unui studiu privind rezistența. Așteptăm să primim oferta și proiectul, după care vom vedea în ce costuri ne încadrăm, să reabilităm prima dată infrastructura turnului și abia după aia exteriorul. Datorită accesării de fonduri europene, Sân Nicolaul Mare va dispune începând cu anul viitor și de o stație de epurare. Aici lucrările au fost începute încă de mai bine de un an de zile. Unul dintre proiecte este cel de reabilitare apă și rețea de apă și canalizare în Sân Nicolaul Mare. În 2013 pot să spun că s-au finalizat în proporție de 70% acest proiect. Urmează stația de epurare, se apropie și ea de finalizare. Cel mai dureros este conducta de refulare de la stația de pompare numărul 7 de pe Nistor Oprean către stația de epurare, unde tronsonul este lung, trebuie ocolit FNC-ul acolo, trebuie găsit o soluție, pentru că FNC-ul nu face parte din domeniul public al orașului, va trebui ocolit, așteptăm de la proiectanți o nouă soluție pentru acest tronson,
Să sperăm că undeva la sfârșitul martie-aprilie va fi gata, va fi dat în folosință și tronsonul și stația de epurare. Datorită implicării primăriei și a Consiliului Local, orașul S. Nicolaul Mare, prin aceste fonduri europene, devine încet și sigur un oraș competitiv cu alte localități din Europa. Urmărim informațiile despre vreme. Sfârșitul acestei săptămâni anunță temperaturi scăzute. Maximele de peste zi vor oscila între 6 și 2 grade Celsius, iar minimele noaptea vor coborî până la cota de minus 4 grade Celsius. Începutul săptămânii se anunță cu temperaturi constante acestei perioade, cerul va fi mai mult senin și precipitațiile nu își vor face apariția. Posibile precipitații urmate de ninsori sunt anunțate pentru sfârșitul săptămânii viitoare. Maximele de peste zi vor oscila între 3 și 1 grad Celsius, iar minimele noaptea vor coborî până la cota de minus 5 grade Celsius. Acestea au fost știrile, rămâneți alături de noi, urmează emisiunea Oamenii Locului. Echipa STV urează tuturor sărbători fericite și la mulți ani!